Am numit conferința în felul acesta pentru că tema este extrem de vastă. Trebuie să vă zic din capul locului că dacă ați venit cu gândul că la sfârșitul întâlnirii noastre o să înțelegeți problema alimentației la Sfinții Părinți, eu nu îmi declin competențele în asemenea măsură, o să atingem un pic problema, tema, rămâne să vă creez pofta, bucuria de a descoperi singuri și de a înțelege faptul că această chestiune este o chestiune de o viață și o problemă extrem de importantă pentru toți cei care vor să ducă o viață creștină. Așadar, în seara aceasta vom vorbi despre principiile alimentației, așa cum le găsim în Sfânta Scriptură și la Sfinții Părinți. În primul și în primul rând, vreau să vă zic că scopul alimentației la Sfinții Părinți era foarte precis. Alimentația sau postul nu era un scop în sine, era un mijloc, un mijloc prin care ei urmăreau să obțină ceva. Adică își doreau din tot sufletul să obțină ceva. În primul și în primul rând își doreau să își slăbească patimile, adică să nu mai fie luptați de patimi, desfrânare, îmbuibare, trândăvie, somnolență, întristare, depresie. Vom vedea la Sfântul Ioan Scăraru că una din cauzele îmbuibării pântecelui este depresia. Și o să vedeți că, adică constatăm că societatea modernă este foarte afectată de această boală și psihologii încearcă să găsească explicații din cele mai complicate și mai sofisticate, când de fapt problema, așa cum remarcă Sfântul Ioan Scărarul, stă în ceea ce băgăm în gură și în cât, în cantitatea pe care o băgăm în gură. Așadar, Sfinții Părinți, când puneau problema alimentației, o puneau din această perspectivă. Ei vreau și știau sigur ceea ce vor de la alimentație. Vreau un trup care să nu să fie supus minții, un trup supus Duhului, un trup care să poată să se odihnească dormind, odihnindu-se doar 3 ore în 24, un trup care să poată să facă 3.000, 4.000, 5.000 de metanii pe noapte, un trup care să poată să privegheze o noapte întreagă, zicând rugăciuni, o minte care să poată să rețină pe de rost toată psaltirea și toate textele importante sau chiar toată Scriptura. Avem părinți care au reușit să învețe Scriptura pe de rost. Deci, când citim la Sfinții Părinți scopul pentru care ei își puneau problema alimentației, vedem că scopul era o performanță intelectuală, o performanță fizică, pe de altă parte, și nu în ultim rând, o performanță duhovnicească. Bineînțeles că toți avem experiența postului, bineînțeles că, având această experiență, efectele sau experiența în sine este departe de ceea ce v-am spus până acum. Adică cei mai mulți dintre noi, sau cel puțin cei mai mulți dintre ucenicii mei, în perioada postului se plâng că sunt epuizați, se plâng că nu mai au ținere de minte, se plâng că nu mai sunt la fel de competitivi cum erau înainte. Și atunci se pune întrebarea de ce pentru Sfinții Părinți postul era un mijloc de eficiență, care le dădea eficiență și trupului și minții, iar pentru noi postul este un mijloc de netrebnicire, de slăbănogire a puterilor fizice și intelectuale și duhovnicești. Desigur, răspunsul ar fi că nu ne-am pus foarte serios problema alimentației, problema postului, n-am înțeles foarte bine principiile alimentației, așa cum sunt
exprimate ele în Sfânta Scriptură și la Sfinții Părinți și, prin urmare, dacă facem prost un lucru, efectele acelui lucru sunt proaste sau, de cele mai multe ori, catastrofale. Cam asta ar fi o scurtă introducere. Vă rog să nu mă lăsați să vorbesc mai mult de 40 de minute. Intrăm în subiect, după care o să vă rog să-mi puneți întrebări. Începem cu primul principiu. Am să trec repede prin ele. Trebuie să vă zic din capul locului că n-am să vă surprind cu nimic necunoscut. Toate lucrurile le știți foarte bine. Facem doar o recapitulare în seara aceasta și, bineînțeles, poate noutatea pe care o aduce această conferință este faptul că ceea ce știți deja sunt puse la un loc, expuse într-un mod succint, așa, coerent, și ar putea lucrul acesta să aducă oarecare limpezire. Primul principiu pe care l-am găsit eu în Sfânta Scriptură, l-am enunțat principiul eficienței sau al funcționalității, pe de o parte, și pe de altă parte principiul integralității. Aceste două principii al indicației, al eficienței, al funcționalității și al integralității, îl găsim în textul, în primul capitol de la Facere, în versetul 11, unde citim: a zis Dumnezeu să dea pământul din sine verdeață, iarbă cu sămânță întrânsa, după felul și asemănarea ei, și pom roditori, care să dea rod cu sămânță în sine, după fel, pe pământ, și a fost așa. Iar mai în versetul 12 citim: și a văzut Dumnezeu că este bine. Acesta este principiul integralității. Dumnezeu a zis să răsară din pământ iarbă și verdeață, după felul ei, cu sămânță, și pomi care să dea rod cu sămânța lor, și Dumnezeu a văzut că este bine așa. Omul modern vine și zice: nu este bine așa. De ce să rămână sămânța așa cum a lăsat-o Dumnezeu? De ce să rămână fructul așa cum l-a dat Dumnezeu? Trebuie să intervenim și noi un pic, până la urmă să punem și noi marca originalității noastre, încălcând principiul integralității. De aceea mâncăm astăzi pâine care nu mai este făcută din grâu integral, de aceea mâncăm orez care nu mai este orez integral, este decorticat, de aceea mâncăm, în sfârșit, sucuri care sunt stoarse din fructe și nu mai mâncăm fructul integral. Și dacă citim o literatură de minimală de inițiere în problema alimentației, vom vedea că pierdem foarte mult pentru că renunțăm la acest principiu în ceea ce privește hrănirea, pe de parte, iar pe de altă parte ne expunem foarte grav la boli dintre cele mai grave. Ne expunem la boli dintre cele mai grave. Așadar, iată principiul integralității. Gândiți-vă ori de câte ori întindeți mâna, o puneți pe lingură și băgați ceva în gură, dacă respectați principiul integralității. Dumnezeu a zis că este bine așa. Dacă voi credeți că este bine altfel, vom suporta consecințele. Al doilea principiu îl găsim tot în capitolul 1, versetul 29, și l-am intitulat eu principiul indicației. Ce ar vrea să zic acest principiu? Orice producător de pastile, să zicem, sau un producător de mașini, auto, când îți vinde produsul respectiv, în cartea tehnică sau un prospect, dacă vorbim despre medicamente, îți spune la ce este indicat produsul respectiv. Acesta este principiul indicației. Dumnezeu, când l-a făcut pe om, i-a spus omului ce să mănânce, i-a dat indicații ce să mănânce. Aceste indicații le găsim în capitolul 1, versetul 29, unde citim: iată, vă dau toată iarba care face
sămânță de pe toată fața pământului și tot pomul care face rod cu sămânță în el, acestea să fie hrana voastră. Deci, repet, toată iarba care face sămânță, tot pomul care face rod în el, acestea să fie hrana voastră. Nu pomenește nimic de brânză, de lapte, de ouă, de ceea ce numim, cu un termen general, proteină animală. Iarba care face toată sămânță și pomii care fac rod sunt, de fapt, rădăcinoasele, verdețurile, legumele, fructele, cerealele, cam acestea cinci, să zicem. Așadar, poftiți să îi lăsăm să se așeze și continuăm. Așa, pentru cei care ați venit acum, repet foarte pe scurt, am vorbit despre principiul integralității, să mâncăm mâncarea așa cum o dă pământul, să nu intervenim, să nu modificăm. Și al doilea principiu, principiul indicației, în care Dumnezeu zice, iată, ți-am dat toată iarba care face sămânță, de pe toată fața pământului, tot pomul care are rod cu sămânță în el, acestea să fie hrana voastră. Adică rădăcinoasele, legumele, verdețurile, cerealele și fructele. Apoi, imediat, în capitolul 2, descoperim principiul contraindicației. Deci îi zice Dumnezeu omului ce să mănânce, ce indică să mănânce și apoi îi spune imediat ce îi contraindică să mănânce sau ce să nu mănânce. Acest principiu este subînțeles în acel text celebru pe care îl știm cu toții, când Dumnezeu i-a dat poruncă lui Adam, zicând, din toți pomii din rai poți să mănânci, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca negreșit, vei muri. Dacă mergem la textul grecesc, vom vedea că termenul grecesc, cuvântul grecesc, gnou, care a fost tradus prin cunoștință, pomul cunoștinței, deci acest termen grecesc, gnou, poate fi tradus și prin a cunoaște, a ajunge să cunoști, a afla despre, a înțelege, a-ți da seama, a avea cunoștință de. Ceea ce a fost tradus prin bine, kalon, poate fi tradus și prin atrăgător, lăudabil, apreciabil, frumos, în sensul de ispititor. Iar poniron, care a fost tradus prin rău, poate fi tradus și prin dăunător, ceea ce cauzează, ceea ce provoacă. Iar apota noime, care a fost tradus prin a muri, poate fi tradus și prin a se usca. Ei bine, același text, dacă forțăm puțin textul și îl traducem un pic altfel, ca să înțelegem mai bine ceea ce vrea să zică, îi spune Dumnezeu lui Adam, din toți pomii poți să mănânci, adică din tot ceea ce ți-am dat să mănânci, poți să mănânci, ai libertate în tot ceea ce ți-am dat de mâncare, dar din ceea ce ai cunoștință, ai înțeles, ți-ai dat seama, ai ajuns să cunoști sau ai aflat despre acel lucru, că deși este atrăgător, ispititor, lăudabil, apreciabil, și de către tine și de către cei mulți, dar știi că este dăunător, că îți cauzează, să nu mănânci, pentru că în momentul în care vei mânca, negreșit, începi să te usuci. Adică începe să intre moartea în tine. Acesta este principiul contraindicației. Cum se aplică la omul modern acest principiu? Foarte simplu. Câte alimente, câte produse care există pe piață, în supermarketuri, cărora li se face reclamă din abundență, sunt atrăgătoare, ispititoare, plăcute la vedere, bune la gust, dar despre care avem cunoștință sau am aflat sau am fost înștiințați că sunt dăunătoare și totuși le mâncăm. Câți dintre tinerii care sunt aici de față, sau mai puțin tineri,
între adulții care sunt aici de față, nu știu că eurile și substanțele chimicale care sunt folosite în industria alimentară sunt cancerigene, că, prin urmare, produc o boală, dăunează, cauzează. Și cu toate acestea, întrebarea este câți dintre noi respectăm acest principiu al contraindicației. Deși știm că sunt cancerigene, deși știm că nu sunt bune pentru sănătate, totuși le mâncăm și mai mult decât atât le recomandăm copiilor noștri. Și le dăm copiilor noștri ca să fie mâncate. Câți dintre noi nu știu că mercurul sau aluminiul sunt metale grele și care cauzează sănătății. Și cu toate acestea, câte dintre mame refuză să facă vaccinul care conține aceste metale grele și îl administrează propriilor copii. Așadar, iată că modernitatea oferă o paletă foarte vastă și variată de alternative în care omul modern se face că nu știe, că uită de acest principiu al contraindicației enunțat de Dumnezeu în rai, primilor părinți, și consecințele le știm cu toții. Problema este că în momentul în care ne îmbolnăvim, noi dăm vina tot pe Dumnezeu. De ce acum? De ce atât de vreme? De ce mie? Păi de ce? Pentru că n-ai respectat aceste principii elementare și de bun simț, până la urmă, care sunt cuprinse în Sfânta Scriptură. Un alt principiu pe care l-am găsit așa în Vechiul Testament este principiul strictului necesar care îți aduce bucurie și a surplusului care te întristează. Am găsit câteva citate în pilde. Mai mult face o mâncare de verdeață mâncată cu dragoste decât un bou îngrășat mâncat cu ură. Mai bună este o bucată de pâine uscată mâncată în pace decât o casă plină cu carne de jertfe, dar mâncată cu vrajbă, carnea. Iar la Iisus Sirah, o altă învățătură plină de înțelepciune, cele mai de seamă lucruri în viața omului sunt apa, pâinea, o haină cu care să te acoperi și o casă pentru adăpost. Iar în ceea ce privește surplusul, tot Iisus Sirah zice, nu fi nesățios în nicio desfătare, nu te apleca la mâncăruri multe, că în mâncărurile cele multe va fi durere și nesațiul va veni până la îngrețoșare, pentru nesați mulți au pierit, iar cel înfrânat își va spori viața. Și sunt și alte principii, nu este timp să le anunțăm acum, poate la întrebări, dacă doriți. Foarte interesant, în schimb, sunt principiile din Noul Testament legate de alimentație. Am găsit această indicație dată de Mântuitorul Iisus Hristos, care face apel la libertatea noastră, când zice, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. E un text pe care îl cunoaștem în deopște. Eu am numit această indicație principiul motivațional. Adică trebuie să ne punem întrebarea, suntem motivați în vreun fel să-i urmăm lui Hristos? Vrem să-i urmăm lui Hristos? Avem această dorință? Sau vrem să trăim după voia noastră? După regulile noastre, după principiile noastre, după cum credem noi că este bine să trăim. Vrem să fim creștini în sensul de următori al lui Hristos sau vrem să fim creștini în sensul că avem și noi o identitate la care facem recurs ori de câte ori ne vine bine, dar pe care nu o aplicăm întru totul în viața noastră. Așadar, iată principiul acesta extrem de important, principiul motivațional. Suntem motivați sau nu suntem motivați? Presupunem că cei care ați venit în seara aceasta sunteți motivați, că altfel n-ați fi venit, să-i urmați lui Hristos și în chestiunile acestea mai puțin importante legate de alimentație. E bine, orice carte începe cu o prefață.
Prefața e un fel de rezumat, e un fel de explicație rezumativă a ceea ce conține cartea și atinge în fraze succinte, în exprimări succinte, punctele importante, ideile de forță ale cărții. Am rămas surprins să văd că și Sfânta Scriptură, Noul Testament, despre care vorbim acum, are o prefață. Am găsit această prefață în capitolul 4 de la Matei, unde Mântuitorul Iisus Hristos, se zice în acest capitol, este dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de către diavolul. Și acolo, în pustiu, paradoxal, ce face? Postește 40 de zile și 40 de nopți. Este prima lecție importantă pe care ne-o dă Mântuitorul Iisus Hristos, lecția postului. Adică să nu mănânci nimic, nici pâine, nici apă. Întrebarea este până când să nu mâncăm nimic. 40 de zile și 40 de nopți, astea sunt totuși măsuri, e o măsură dumnezeiască. Cum aplic eu asta în viața mea? E bine, răspunsul ți-l dă tot Scriptura, zice. După 40 de zile și 40 de nopți a flămânzit. Și apare principiul flămânzirii. În momentul în care vrei să-i urmezi lui Hristos și vrei să pui, să îți începi viața duhovnicească, trebuie să o începi prin post. Vom vedea ce înseamnă postul, vom vedea de asemenea că nici nu știm prea bine ce este postul. Din textul acesta de la Matei, aflăm că postul înseamnă să nu mănânci de fapt nimic. Până când? Până când flămânzești. Acum ne punem întrebarea, când am postit noi ultima dată, așteptând să flămânzim? Și vă mai fac încă o provocare. Încercați să postiți respectând acest principiu al flămânzirii și veți rămâne surprinși cât de mult puteți să postiți. Veți rămâne surprinși că trece o zi, trec două, trec trei, trece o săptămână și nu ți-e foame. Și atunci îți pui întrebarea, de ce totuși mâncam până acum, dacă nu mi-e foame? Înțelegeți? Este foarte interesant. În momentul în care începi să înțelegi problematica din perspectiva asta, vă ajută foarte mult pe cei care doriți să țineți postul, care doriți să-i urmați lui Hristos. Ca un act de libertate, nu silită. Tot aici este enunțat un alt principiu. Principiul formelor alternative de hrană, l-am numit eu. Pentru că în momentul în care Hristos flămânzește, El percepe flămânzirea ca un atac demonic. Pentru că vine demonul și zice, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini și să mănânci din ele, să te saturi, să-ți potolești foamea. Iar Mântuitorul enunță principiul formelor alternative de hrană, zicând, citând de fapt un text din Vechiul Testament, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, există și o altă formă de a te hrăni, și anume rugăciunea. Ei, dacă nu ajungi la flămânzire, dacă nu ai experiența foamei, cei care au trecut prin temnițele comuniste dau mărturie despre această experiență a foamei și deopotrivă dau mărturie cât de mult i-a întărit rugăciunea în aceste momente de epuizare, în aceste momente limită ale fiziologiei noastre. O să găsiți mărturii în sensul acesta și la Părintele Arsenie Papacioc și la Părintele Justin Pârvu, la Părintele Arsenie Boca, toți cei care au trecut prin temnițe și care, într-adevăr, au avut experiența foamei. Deci nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Părintele Stăniloae, care a fost și el prin pușcărie, mărturisește că abia acolo, în această experiență a foamei impusă oarecum de condițiile nevolnice ale vieții de pușcăriaș, abia acolo a învățat să se roage. Este foarte interesant lucrul acesta.
Ceea ce înseamnă că rugăciunea noastră niciodată nu va fi o rugăciune în sensul adevărat al cuvântului, atâta vreme cât nu avem experiența foamei. Deci iată postul adevărat care te duce pe o nouă treaptă, îți deschide o nouă perspectivă existențială, te scoate cumva din ceea ce numim noi trupesc, carnal, și îți dă o experiență într-adevăr duhovnicească. Așa, să trec repede ca să nu mai întindem cuvântul. Pe de altă parte, Sfântul Apostol Pavel enunță principiul libertății. Atunci când zice, toate îmi sunt îngăduite, dar, apare un dar acolo, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa robit de ceva. Asta, ce zice acest principiu al libertății? Nu ți este nimic oprit. Poți să experimentezi de toate, poți să mănânci de toate. Dar trebuie să știi și să conștientizezi. Organismul este cel mai bun medic care există pe fața Pământului. El îți dă semnale că nu toate experiențele alimentare, culinare pe care le ai, îți sunt de folos. În momentul în care mănânci ceva și te doare ceva, înseamnă că acel produs nu ți este de folos. Și dacă nu ți este de folos, înțelept este să nu-l mai mănânci. De aceea, Sfinții Părinți evitau într-o oarecare măsură să enunțe sau să dea o rețetă, o măsură de postire pentru toată lumea, pentru că sunt trupuri și trupuri. Ei respectau acest principiu al libertății. Trebuie să-ți fie de folos ceea ce mănânci, să te ajute ceea ce mănânci. Dacă simți că te distruge, fă ceva. Deci ne păstrăm libertatea în toate, dar nu o libertate autodistructivă, ci o libertate constructivă. Asta zice, de fapt, Sfântul Apostol Pavel prin acest principiu, când anunță principiul libertății. De asemenea, Sfântul Apostol Pavel zice în alt loc, enunță principiul smereniei. Smerenie pe care l-am găsit și în Pateric, atunci când spune cel ce mănâncă să nu condamne pe cel ce nu mănâncă și cel ce nu mănâncă să nu judece pe cel ce mănâncă. Și cel ce mănâncă și cel ce nu mănâncă, mănâncă sau nu mănâncă spre slava lui Dumnezeu. Adică, iar acest principiu al smereniei l-am găsit enunțat în Pateric, am să vă-l citesc acum. Dacă după lege vă nevoiți postind, să nu vă mândriți, zice Ava Isidor, preotul. Iar dacă pentru aceasta, pentru faptul că nu mâncați sau vă abțineți de la anumite mâncăruri, vă lăudați, mai bine ar fi pentru voi să mâncați carne. Căci de folos îi este omului mai bine să mănânce carne decât să se îngânfe și să se laude. Și în momentul în care postul te duce la trufie, la mândrie, la orgoliu, ți-ai pierdut cârma, ți-ai pierdut direcția. Atunci e bine să mănânci carne ca să-ți aduci aminte cine ești. Dar dacă faci din asta o regulă, adică hai, ca să nu mai cad în mândrie, mănânc toată ziua carne și în postul și așa mai departe, iar nu-i bine. Foarte interesant ar fi să discutăm, mai apare un principiu al calității pe care l-am găsit la Sfântul Ioan Casian. Ce mâncăm acum în post? Mâncăm scumpeturi, brânză de migdale, știu ce alte, smântână de caju. În sfârșit, eu am fost un promotor așa și am trecut pe aici 2 ani de zile, am făcut tot felul de bunătățuri. Sunt specialist în zona aceasta, știți? Dar, iată, e un principiu pe care l-am găsit la Sfântul Ioan Casian care zice hrana să fie ușoară la gătit și să aibă avantajul unui preț redus. Adică trebuie să o găsești ușor și să fie ieftină.
Să nu faci din mâncarea de post, știu eu, prilejul unor cheltuieli exorbitante. Că atunci te-ai îndepărtat de la adevăratul scop al acestei alimentații. Și mai este un principiu al cantității pe care îl găsim la Sfântul Grigore Sinaitul și la Sfântul Ioan Casian, poate chiar mai succint spus, de aceea am să vă citesc tot de la el: numai atâta hrană să-și îngăduie fiecare, câtă este de ajuns pentru a trăi, nu cât îi cere pofta. Adică mâncăm ca să trăim, nu e un principiu românesc cumva, mâncăm ca să trăim, nu trăim ca să mâncăm. Iar la Sfântul Grigorie Sinaitul, dacă îl găsesc acum repede, o să vedeți că el face o distinție între, zice că sunt trei măsuri pe care le atinge cel ce se pune în fața unei farfurii de mâncare și începe să mănânce. Prima măsură este înfrânarea. Atunci când mănânci și în momentul în care ai terminat de la să mănânci, te ridici de la masă încă flămând. Aceasta este înfrânarea, e o măsură. Da? Principiul măsurii cu litera A, înfrânarea. A doua măsură ar fi îndestularea. Îndestularea când mănânci atât cât să nu-i rămâi flămând, dar nici să nu te îngreunezi, să nu-ți îngreunezi stomacul. Îndestularea și săturarea atunci când te îngreunezi puțin. Și zice Sfântul Grigore Sinaitul, în Filocalia 7, dacă cineva depășește măsura aceasta, a deschis poarta lăcomiei pântecelui prin care intră desfrânarea. Deci iată principiul calității și cantității care îl găsim la Sfântul Părinți, Sfinții Părinți, și un alt principiu fiziologic l-am numit eu, pe care l-am găsit la Sfântul Ioan Scărarul și în Filocalia 9, și el zice: aveți atenție, fiți cu grijă la ceea ce mâncați și la alimentele care produc aburi, se referă la gaze. Și veți vedea că acestea mișcă patimile. Și mai departe explică că gazele care se produc în intestine datorită amestecului de mâncăruri, adică un amestec nefericit făcut, combinații nefericite. Vedeți, și aici este o artă, trebuie să știi ce aliment cu ce aliment se poate combina, pentru că dacă se produc gazele în final, nu contează motivul, sunt trei patimi pe care acestea le stimulează, zice Sfântul Ioan Scăraru. Mânia, pentru că în momentul în care ești plin cu gaze ca o butelie, ce mai trebuie ca să explodezi? O scânteie, nu? A venit o scânteie și pan, că ai făcut explozie. Întâi faci implozie și după aia explozie. Și sare nevasta de la fereastră, copiii de la geam. Se întâmplă nenorociri. A doua patimă este desfrânarea. Pentru că, zice Sfântul Ioan Scăraru, gazele acestea nu stau totuși ca în butelie. Ele se mișcă, forfotesc. Și fiind în zona de sub pântece, așa se exprimă el, stimulează acea zonă spre desfrânare. De aceea, cine mănâncă seara înainte de culcare și digestia este incompletă, are toate șansele să aibă năluciri sau vise de noapte, așa, care îl vor epuiza și se va trezi mai obosit decât s-a culcat. Ăsta este un alt aspect, așa, despre care vorbesc. Și a treia patimă este somnolența, starea de apatie. Pentru că aceste gaze otrăvesc sângele și sângele, la rândul său, otrăvește mintea, creierul. Iată, așadar, probleme pe care Sfinții Părinți le ating, nu? Principiul fiziologic, și nu știu în ce măsură noi care suntem creștini ortodoxi și avem practica postului, știm aceste lucruri și încercăm să le rezolvăm.
Pentru că suntem avertizați de către Sfinții Părinți că efectele lor sunt catastrofale. Adică degeaba ții post dacă mâncarea pe care o mănânci produce gaze. Efectele nu sunt cele despre care vorbesc Sfinții Părinți. Adică să ai un somn liniștit, să ai un trup sănătos, să ai o minte neîmprăștiată și pătrunzătoare, o minte capabilă să rețină texte întregi, să ai zdrobirea veselă. Nu, dimpotrivă, ești un pachet de nervi și cu atât mai mult când postești decât atunci când nu postești. Concluzia, vreau să trecem la întrebări, să nu mai lungim expunerea, concluzia este următoarea. Alimentația pentru Sfinții Părinți era o artă, o problemă extrem de importantă pe care ei înțelegeau să o trateze cu toată seriozitatea, să înțeleagă beneficiile pe care ei pot să și le tragă din alimentație și speculau și foloseau alimentația în beneficiul lor. Concluzia omului, când privim omul modern, este că el ori mâna de poftă, ori de curiozitate, ori nu știu din ce, de cele mai multe ori alimentația nu mai folosește ca un beneficiu în folosul lui, ci o folosește ca o pricină de zmintire și de surpare și a sănătății fizice și intelectuale, așa, și a bunei dispoziții, își sacrifică somnul, își sacrifică pacea, își sacrifică numai ca să bage în mâncare ceea ce poftește atunci de avalma, fără nicio socoteală, fără nicio rațiune. Deci, dacă rămâneți cu această concluzie, v-am zis, e foarte mult, foarte greu de epuizat subiectul, dar să înțelegeți că este o problemă extrem de importantă. Eu doar v-am prezentat câteva lucruri ca să vedeți că e totuși treaba serioasă. Vă mulțumesc!